Și bine v-am găsit la un episod din Info Video Ori. Astăzi vreau să vă zic că îmi voi face un clan pe GTA 5 și hai să vă zic ce trebuie să faceți să intrați în acel clan, deoarece eu vreau să mă las de Minecraft sau nu știu, încă sunt într-un stadiu de la de gândire în care nu știu să mă las, să nu mă las, mă rog. Nu veniți cu speranțe cum am reapucat de gaming. Eu nu știu dacă m-am reapucat de gaming. Adică eu speram ca acest canal să-l transform în canalul clanului și să practic să aibă parola toată lumea din clan și postează ce vrea despre clan, despre GTA 5 oricum. Deci, hai să vă explic cum merge treaba în clanul acesta. Păi, ca să intrați în clan trebuie să aveți peste rank 12, adică să puteți face heisturi, ok? Deci să puteți face heisturi, pentru că știți că până la rank 12 nu puteți face heisturi, după rank 12 puteți face câte heisturi vreți. Să aveți heistul Fleca Job, adică ăla în care primiți această mașină blindată care vă deblocați, să aveți, adică uitați, deci practic intrați aici și o vedeți aici, 525.000, deci practic intrați pe telefon, deci după ce ați terminat heistul, telefon, internet, pe ultimul și dăm comandați și dăm culoare vreți voi și dați voi, ok? Ok, eu n-o să cumpăr, so what the fuck, o am deja, deci da. Și dacă vreți să intrați în clan, să puteți face heisturi și să aveți primul heist deschis, adică dacă puteți face heisturi, deja aveți primul heist deschis, so fuck logic, nu? Ok, deci, să aveți primul heist, adică Fleca Job deschis, adică la în care refuiți banca aia, recu, și să aveți mașina asta, practic mașina asta contează, nu acel job, să zicem așa, ăla, nu, primul heist, ok? Să aveți peste rang 12, logic, și să aveți ceva bani, să nu fiți sărăntoși de aia, fără casă, fără garaj, fără nimic, adică de ce te v-aș primi dacă nu vă pricepeți, de exemplu, na, boii mei, eu am destui bani. Oh my fucking god, is going on. Ok, deci oricum am început să joc 24 din 24 de ore GTA. Aveam, deci acum două zile, aveam 78 de ore, nu, acum o săptămână, cred că, aveam 78 de ore în GTA, ok? Și acum am 120 de ore, într-o săptămână, deci de la 78 la, până la 120. E foarte, foarte mult chiar. Ok, am ajuns acasă la mine. Hai să vă arăt cum faceți și heist-ul acela, pentru că tot vă ziceam de heist-uri, hai să vă și învăț cum să faceți heist-ul. Intrăm în garajul nostru. Totul o să intrăm în garaj. Ne dăm jos, nu mă sunam acum, lasă-mă în pace. Ok, hai să mergem, o stai foc, e aici. Aici intrarea în casă, perfect, hai să intrăm. Pussy guy, pussy, pussy guy. Ok, hai să intrăm în casă, să vedem ce facem noi aici. Deci, hai, închidem ușa. Ok, încă se mai vedea liftul, adică prin lift. Mă rog, deci, fiți atenți aici. A, apropo, să-mi dați ad la prieteni, dar nu vă dau numele acum. Adică, mă rog, era Olina Picolina, da. Deci, va trebui să aveți un H, adică aici, ok? Deci aici faceți voi heisturile. Deci, practic, cum intrați în casă, deci cum intrați în casă, o luați în dreapta, bine? Ok, ajungem noi aici, frumos, wow, 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 ce cameră faină, dați Q. Și acum vă caută un heist. Perfect, noi dăm cancel și nu știu cum dracu pot să dau cancel la chestia asta. Ok, nu cred că mai pot să dau cancel. Ah, ba, dai, te pot să dau cancel. Perfect. Păi, voi trebuie să sunați pe Lester frumos. Deci dați aici, text, contact. Îl sunăm pe Lester frumos. Uite aici, Lester. Perfect, îl sunăm pe Lester. Nu știu de ce dracu ăsta nu-și scoate telefonul. Perfect, când îl sunăm pe Lester, vedeți aici. Replay, haste, set, bounty. Tot avem noi aici, ok? Tot avem. Păi, dați replay, haste. Ok, o să ne sune el înapoi și o să dați pe care haste vreți să dați replay și cum îl cheamă, mă? Acum ne zice care haste să-l dăm, să dăm replay. Perfect, ne povestește el. Ok, și acum vedeți aici, avem press E to start the haste as leader și ne-a apărut și un H pe mapă. Vedeți voi frumos acolo că ne-a apărut și un H pe mapă și avem press E to start the haste as leader. Ok, dăme, adică nu dăme, adică what the fuck, the setup cost, the price in brick is 40.000 de fish, ok, ne costă 40.000, deci după cum am zis, nu trebuie să fiți sărăntoși, trebuie să aveți bani ca să începeți heist-ul. Perfect. E, enter, o să ne ia din bani, lol. Logic o să ne ia din bani. What the fuck is going on, mate? Ok, o să ne ia din bani, frumos, ok. Nu contează, nu contează.
Bine, o să facem heist-ul. Dacă vă accept, practic așa o să fac eu, vedeți? Hostul sunt eu. Deci eu sunt hostul, de dragă tatu, să ne cumpărăm tot ce ne trebuie. No, perfect. Convin settings. Și aici, când veți fi toți în clan, o să fim mai mulți în clan, nu doar 4, să fim vreo 12 în clan. Și fiecare pe echipe, frumos. Deci eu. Eu, da? Cu încă 3. Altul cu încă 3 și altul cu încă 3. O să fim 12, ok? Și o să facem heist-uri. Creștem un level în tot, și după să fim GE pe server. Și o să aibă clanul și o pagină, mă rog, noi ieșim acum. Mi-am făcut 40.000 de dolari. De fucking jaba, deci 40.000 de dolari cred că mi-am distrus, nu? Ai nu mai știu câți bani aveam. Oricum, mă rog, deci după cum am zis, ați priceput cum se face toată treaba, ați priceput. Ați fost pricepiști, nu-i așa? Ok. Eu sper că ați priceput ce trebuie să faceți. Freza mea e foarte, foarte tare în GTA. În real nu-mi stă așa de bine. Stați voi cel că nu-mi stă așa de bine și în real. Și nu, nu am revenit cu gaming-ul pe canal. Acum doar că mi-am făcut clanul acesta de GTA 5, pentru că pur și simplu am devenit fan GTA 5. De când mi l-am cumpărat ziceam, bă, n-o să joc niciodată GTA 5. Așa, păi mei, dar uitați frate că deja am început să-l joc, nu știu că mă rog. Păi, ziceți în comentarii, dacă vreți să intrați, dacă aveți GTA și dacă îndeplineți toate condițiile, mesaj privat pe YouTube. Dacă aveți condițiile, 100%, deci dacă nu l-aveți, clar, nu aveți șanse să intrați. Deci, dați mesaj privat pe YouTube. În caz de nu le văd eu, pentru că nu se mai zic buguri care nu primești toate mesajele private, îmi dați mesaj, îmi dați comentarii, ok? Deci, ne vedem data viitoare. Primul episod din clan, o să fac episoade din clan. Adică când facem heist-ul și ăla, mă rog. Ciao, ciao!